Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. În episodul de astăzi vom afla 5 lucruri interesante despre tritonul cu creastă. Prin urmare, rămâneți aproape de mine până la sfârșitul acestui episod, nu numai pentru informație, dar și pentru imagini inedite filmate de mine acum câteva zile într-o pădure de foioase cu un mascul de Triturus cristatus. Triturus cristatus este denumirea științifică a tritonului cu creastă, numit în trecut și salamândra cu creastă, iar mai nou am auzit folosindu-se denumirea de salamandră cu burta de foc. Ei bine, să știți că această denumire este greșită, deoarece se referă la o altă specie ce nu face parte din fauna României. În țară la noi trăiesc două specii de triton cu creastă, Triturus cristatus și Triturus dobrogicus. În fotografii probabil nu o să observați diferențele, însă eu vă asigur că ele există. O altă metodă prin care puteți să diferențiați cele două specii este faptul că fiecare preferă habitate diferite, însă se pot încrucișa acolo unde arealele de răspândire se suprapun. Deși fac parte din aceeași familie, cea a salamandridelor, tritonii și cu salamandrele nu sunt una și același lucru. Pentru reproducere, masculul și femela intră în apă, masculul fecundează femela după un joc nupțial, iar femela depune în jur de 60 până la 200 de ouă, însă le depune izolat, lipind câte un ou pe frunzele plantelor acvatice. În luna iunie, adulții părăsesc bălțile de reproducere, adică ies pe uscat și încep să trăiască o viață terestră. Ziua stau ascunși sub pietre, sub frunzar sau sub buștenii căzuți și se hrănesc cu râme și artropode. În lunile de iarnă hibernează de obicei în adăposturile terestre, iar în primăvara următoare migrează din nou către bălțile de reproducere. Populațiile de triton cu creastă au scăzut dramatic în ultimii ani în cea mai mare parte a Europei din cauza distrugerii habitatelor terestre și acvatice preferate de acești amfibieni, dar și datorită schimbărilor climatice și poluări. De exemplu, în Anglia se fac eforturi uriașe pentru conservarea acestei specii și repopularea anumitor zone unde specia a dispărut, și aveți grijă că și în România această specie este protejată prin lege. Sper că ați găsit informațiile interesante, dar și imaginile filmate de mine. Dacă vreți să mă întrebați ceva legat de această specie, lăsați întrebările voastre în comentarii. Cu voi a fost Gabriel Icosa și până data viitoare, nu uita să iubești natura!